Aș vrea să deschideți scripturile, cei care le aveți. Dacă nu urmăriți sus, vreau să citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4 și 5, apoi voi citi din versetul 13 și 14. Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4 și 5, apoi versetul 13 și 14. Pe când se afla cu ei, le-a Poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el: Ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Versetul 13 spune: Când au ajuns acasă, s-au suit în Odaia de Sus, unde. Stăteau de obicei și probabil că ar fi fost foarte ușor toată treaba dacă rămânea până aici, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zelotul și Iuda, fiul lui Iacov. Și versetul 14 este punctul culminant. Toți aceștia nu chiar stăteau degeaba, cum spune versetul 13, da? Spune, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cerere, împreună cu femeile și cu Maria, Mama lui Isus și cu frații lui Amin. În această dimineață mi-am intitulat mesajul De unde se aprinde focul? De unde se aprinde focul? Ziua rusalilor este ziua în care s-a născut Biserica lui Hristos este ziua, să-i spunem așa, când Dumnezeu cu suflarea gurii sale a făcut exact ceea ce a făcut cu Adam. A suflat suflare de viață. Și așa cum Adam a devenit un suflet viu, tot așa și biserica a devenit un organism viu, a devenit cetatea lui Dumnezeu despre care Hristos spune că porțile locuinței morților nu vor birui niciodată mărit să fie Domnul. Este puterea lui Dumnezeu care aduce transformare, schimbare, este puterea lui Dumnezeu care aduce viață duhovnicească, este puterea lui Dumnezeu care aprinde flacăra aceasta a mântuirii, a vieții veșnice, a transformării, a siguranței a părtășii, a relației cu Dumnezeu. Este focul de care fiecare biserică are nevoie, este focul de care fiecare familie are nevoie, este focul de, fiecare, de care fiecare mântuit are nevoie, este flacăra aceea a vieții care trebuie să ardă mereu și mereu în inimile și sufletele noastre mărit să fie Domnul. Trebuie să fim însetați după acest foc, trebuie să fim însetați și să avem această dorință să ardă mereu și mereu în inimile și sufletele noastre. Noi am sărbătorit rusalile după ritualul catolic, da? după calendarul catolic, la noi a fost mai devreme și Paștele și rusalile, noi însă n-am făcut rusalile în ziua rusalilor, cum că cădea după calendarul nostru, am făcut cu o săptămână înainte. Și am sărbătorit undeva două zile, de fapt două seri stând în stăruință, în rugăciune, mijlocind înaintea lui Dumnezeu, rugându-ne unii pentru alții și Dumnezeu a revărsat binecuvântarea Duhului Sfânt și a botezat șase persoane, slăvit să fie Domnul. Este un lucru mare, este un lucru minunat lucrul acesta, dar dragii mei, alergarea credinței nu trebuie să oprească numai la botezul cu Duhul Sfânt, la manifestarea vorbirii în alte limbi, ci stăruința noastră, flacăra aceasta a Duhului Sfânt trebuie să continue să ardă în inimile și sufletele noastre. Trebuie să continuăm să lăsăm ca această flacără să ardă în noi până când ne vom întâlni cu Domnul Hristos, mărit să fie în numele Lui. De unde se aprinde acest foc? Cum putem să avem acest foc în inimile noastre? Unde putem să ne aprindem făclia noastră? Unde putem să lăsăm să se aprindă inima noastră, dorința noastră, slujirea noastră, închinarea noastră, evangelizarea noastră, relațiile dintre noi? Pentru că atunci când este prezent din plin Duhul Sfânt, Duhul Sfânt nu numai că arde, mistuiește, sfințește, desăvârșește, dar Duhul Sfânt este ca o sămânță binefăcătoare care rodește și avem roada Duhului Sfânt, care se manifestă într-un caracter sfânt de care Dumnezeu vrea să se bucure. De unde se aprinde acest foc pe care Dumnezeu a început să-l reverse din prima zi a cinzecimii. În primul rând, dragii mei, focul acesta se aprinde din promisiunile lui Dumnezeu. Nu poți să obții ceva dacă nu ai promisiunea lui Dumnezeu. Nu poți să ai parte de o experiență dacă nu ai promisiunea lui Dumnezeu. Dacă vă uitați în Scriptură, în Ioel, în capitolul 2, versetul 28, Dumnezeu și 29, Dumnezeu face această promisiune extraordinară, face această promisiune poporului său și promisiunea aceasta, dragii mei, a fost făcută cu șapte, șase, șapte sute de ani înainte ca ea să se împlânească, Dumnezeu a promis că în zilele din urmă, va binecuvânta, va revărsa Duhul Sfânt peste orice făptură. Apoi, dragii mei, promisiunea aceasta este rennoită, este reîmprospătată de Domnul Hristos în Matei, în capitolul 3, versetul 11, unde spune exact aceste cuvinte care le-am recitat în această dimineață, că Ioana boteza cu Duhul Sfânt, Ioana boteza cu apă, dar va veni acela care va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Este reîmprospătată această promisiune cu trei ani și jumătate înainte ca să se întâmple. Apoi Domnul Hristos cu zece zile înainte să se întâmple lucrul acesta face exact același lucru. Reîmprospătează această promisiune. Reîmprospătează acest cuvânt minunat și sfânt veți fi botezați, veți primi o putere. Cum poți să iei acest foc? Cum poate să se aprindă inima ta crezând promisiunile lui Dumnezeu? Crezând promisiunile lui Dumnezeu? Crezând că ceea ce a spus Dumnezeu se va împlini, se va desăvârși, va lua ființă Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu rămâne, spune, fără rod. Cuvântul lui Dumnezeu niciodată nu rămâne fără să se împlinească. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, atunci când Dumnezeu promite, El duce la îndeplinire. Lucrul acesta ne dă încredințare. De ce mă rog pentru vindecare? Pentru că eu cred în promisiunea lui Dumnezeu. Și El a promis că El este doctorul care ne vindecă. Amin? De ce eu cred, dragii mei, în iertarea păcatelor? Pentru că El a promis că îmi dă iertarea păcatelor. Dacă nu aș crede, spuneți -mi mie, de unde eu pot să am siguranța că am fost iertat de păcat sau nu? În ce oglindă să mă uit să văd dacă sunt iertat sau nu? Trebuie să cred lucrul acesta, că Dumnezeu mi-a iertat păcatul. Apoi eu cred în mântuire și în viața veșnică și în împărăția lui Dumnezeu. Pe ce bază? Pe baza cuvântului său, pe baza promisiunii sale. Eu cred, dragii mei, în darurile Duhului Sfânt. De ce? Pe ce bază? Pe baza promisiunii. Și atunci când El a promis, El împlinește. De aceea există darurile spirituale. De ce eu cred în slujitorii lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu a a promis și spune că va da pe unii și îi va face slujitor pentru desăvârșirea lucrării lui Dumnezeu. De ce eu cred în existența bisericii ca și trupa lui Hristos? Pentru că Dumnezeu a promis că El va zidi biserica și în locul acesta oamenii își vor primi mântuirea și viața veșnică, mărit să fie în numele Lui. De ce venim la biserică? Pentru că noi credem în promisiunile Lui Dumnezeu. Pentru că știm că atunci când venim aici, unde doi sau trei se strâng în numele lui, el este prezent, mărit să fie el. Credeți lucrul acesta? Nu vezi lucrul acesta? Nu poți să-l cântărești, nu poți să-i vezi lungimea hainei, nu poți să-i vezi culoarea ochilor, nu poți să-l cântărești pe Domnul Hristos, dar crezi pentru că El a promis și crezând îți dai seama de prezența lui, de existența lui și mai ales simți lucrul acesta. Amin simți în închinare, simți în rugăciune, simți în inima ta, simți pe întreaga ta ființă că Domnul Hristos este prezent, lăudat să fie numele Său. De unde se aprinde focul? Din promisiunile lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat să-i slujești unui Dumnezeu care nu ți-a promis nimica. Știați, dragii mei, că în islam musulmanii nu au siguranța mântuirii niciodată, că oricât de desăvârșit, de neprihădit n-ar trăi ei, singurul care în ultimul moment decide dacă omul acela e mântuit sau nu este Allah? Gândește-te cum să trăiești într-o religie în care nu ai siguranța mântuirii. Cum să trăiești o viață crezând într-un Dumnezeu care până la urmă El va decide în ultima secundă a vieții tale dacă ești mântuit sau nu. Ei, atunci când îi slujești unui Dumnezeu care îți dă o promisiune, își dă un cuvânt, atunci ai siguranța mântuirii. Asta este diferența între a avea siguranța mântuirii și nu avea siguranța mântuirii. Înseamnă să-l crezi pe cuvânt pe Dumnezeu, să-i crezi promisiunile lui. De unde se aprinde focul acesta? De unde noi credem în revărsarea Duhului Sfânt? De unde noi am primit experiența botezului cu Duhul Sfânt, cei care am primit-o din cauza că am crezut promisiunea lui Dumnezeu? De unde poți să ai și tu această binecuvântare? Crezând în promisiunea lui Dumnezeu, crezând în promisiunea lui Dumnezeu. Este important să crezi. Niciodată, dragii mei, nu vei obține nimic sau mare lucru din partea lui Dumnezeu dacă nu crezi că El poate să facă lucrul acela. Să nu se întâmple cu noi așa cum se întâmplă de multe ori. Uh, auzeam această ilustrație cu bătrânica care seara s-a rugat ca Dumnezeu să mute pietroiul din grădina ei. Și după ce s-a rugat seara, s-a dus dimineața în grădină să uite la pietroi și spunea, A, știam că n-ai să te muți de aici. Niciodată nu vă rugați crezând că Dumnezeu nu poate face. Dumnezeu este atotputernic, mărit să fie Domnul. Dumnezeu poate vindeca orice boală, amin. Dumnezeu poate elibera orice suflet, amin. Dumnezeu poate ierta orice păcat, amin. Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, amin. Dumnezeu este cel care garantează mântuirea noastră, veșnicia noastră, moștenirea noastră lăudată să fie numele lui. Crede în promisiunile lui Dumnezeu. Aveți obiceiul acesta când vă rugați, când sunteți în strămtorare, când sunteți în criză, să luați cuvântul lui Dumnezeu și în timp ce vă rugați să citiți cu voce tare promisiunile Lui. Citiți promisiunile Lui. Nu pentru că Dumnezeu trebuie să audă, să-i reamintești ce a promis El, ci pentru că citind cu voce tare vei auzi tu promisiunile Domnului și auzindu-le îți crește credința, pentru că credința vine în urma.

Citește promisiunile lui Dumnezeu. uite te ce spune Dumnezeu despre necazul tău, despre problema ta, despre durerea ta, despre boala ta, despre lipsa ta, despre suferința ta, despre dezorientarea ta. Poate stai la o răscruce de drumuri, nu știi ce să alegi, ce să hotărăști. Să știți că cuvântul Scripturii are răspuns la orice întrebare din orice domeniu al vieții noastre. Fie că este vorba de creșterea copiilor, fie că e vorba de business, fie că e vorba de slujire, fie că e vorba de chemare, fie că e vorba de relație dintre soț și soție, fie că e vorba, dragi mei, despre orice alt domeniu și despre mâncare, să știți că Biblia oferă cea mai frumoasă dietă, cură de slăbire pentru oricine. Citește în Scriptură și vei găsi lucrul acesta. În orice domeniu, Dumnezeu, cum să te speli, cum să te îmbraci, cum să apare în public, în orice domeniu Dumnezeu vorbește. Trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. De unde se aprinde focul? Din promisiunile lui. Țineți minte lucrul acesta. De unde se aprinde focul? Din promisiunile lui. În al doilea rând, dragii mei, de unde se aprinde focul acesta? Din hotărâri sfinte pe care noi le luăm și le împlinim. De multe ori, la noi, oamenii, minunea ține trei zile. Dar Dumnezeu, așteaptă de la mine și de la Dumnezeu să iei hotărâri pe care să le împlinești. Și aceasta înseamnă sfințire. Duhul Sfânt niciodată nu o să se reverse într-o inimă pângărită, într-un suflet compromis, într-un om care merge pe marginea gardului, ca și Iotih, stă pe fereastră, nu este nici înăuntru, nu este nici afară. Din promisiuni pe care le împlinim, și aceasta înseamnă sfințire. În Luca, în capitolul 2, versetul 25, cuvântul scripturii ne vorbește despre un om extraordinar care se numea Simeon. Luca 2 cu 25 vorbește despre un om și observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta. Cum îl caracterizează scriptura? Uitați-vă acolo. Omul acesta ducea ce? O viață sfântă. Nu sfințenie de duminică, nu sfințenie de marți seara, nu sfințenie de vineri când e ziua de și rugăciune, ci ducea o întreagă viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul acesta? Șapte zile în săptămână, 24 de ore pe zi, 365 sau 366 de zile dacă e în bisec, Tot timpul o dus o treagă viață sfântă. Era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și, spune, concluzionează, Duhul Sfânt era peste el. De ce? Pentru că omul acesta ducea o viață sfântă. Omul acesta ducea o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu și știți ce îmi place? Că nu spun oamenii despre el, nu spun clericii despre el, nu spun oamenii politici despre el, ce spune Dumnezeu despre el în scriptură, măriți să fie domnul. Să știți că atunci când stai înaintea profesorului să-ți dai un test, n-are importanță ce spun colegii de clasă, n-are importanță ce spun ceilalți care sunt la test, important ce notă-ți dă profesorul, amin? Și este așa de important că aici despre Simeon se vorbește că Dumnezeu a lăsat să fie înregistrat în cuvântul Scripturii despre el cu această caracteristică. Omul acesta ducea o viață sfântă. Este important, dragii mei, lucrul acesta. Nu știu dacă știți care este diferența între sfințenie și neprihănire. Dar este o mare diferență. Sfințenia, dragii mei, este ceea ce spune Dumnezeu despre tine în relația ta cu El. Ce spune Dumnezeu despre tine în relația ta cu El? Neprihănire este ce spune Dumnezeu despre tine în relația ta cu ceilalți oameni. Neprihănit înseamnă fără de vină, fără ca să fii acuzat, fără ca să fii uh, într-o oarecare măsură într-o relație proastă cu altcineva. Neprihănire înseamnă să te vadă Dumnezeu într-o relație bună cu cei din jurul tău. Ei, omul acesta, dacă vă uitați, și cred din tot sufletul că el ducea o viață sfântă, adică avea o relație corectă între el și Dumnezeu, dar era și neprihănit. Avea o relație corectă între el și ceilalți oameni. Și nu contează ce spunem noi despre relația noastră cu ceilalți, nici ce spun ceilalți când vorbesc despre relația lor cu noi, ci contează ce spune Dumnezeu despre relația mea cu El, relația mea cu El, relația mea cu Dumneata și Dumneata în relația cu ceilalți. Astea sunt două caracteristici care ar trebui să ne însoțească în fiecare zi să fii sfânt, adică să ai o relație corectă cu Dumnezeu și să fii neprihănit, adică să ai o relație curată, corectă cu ceilalți, în orice domeniu, nu numai la biserică. Și când mergi la piață și când mergi pe deal și când mergi la lucru și când mergi în altă parte și când trebuie să iei o hotărâre, trebuie să ai aceste două caracteristici, sfânt și neprihănit. Dacă vă uitați, dragii mei, în psalmul 1, sunt câteva lucruri extraordinare și aș vrea să spun câteva caracteristici despre omul sfânt. În psalmul 1, versetul 1, Cuvântul lui Dumnezeu spune că fericit de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori. Un om care duce o viață de sfințenie este omul care știe care sunt lucrurile la care să le spună nu. Lucrurile la care să le spună nu. Sunt lucruri care ne înconjoară pe noi în fiecare zi la care noi trebuie să le spunem categoric nu. Este vorba de atitudine, este vorba de vorbire, este vorba de faptă, este vorba de reacție, este vorba de orice alt lucru care ne înconjoară pe noi. Sunt lucruri care aduc daună vieții noastre. Și atunci trebuie să le spunem nu. Sunt lucruri care noi poate le-am spus până acum și trebuie să nu le mai spunem. Poate o glumă ne la locul ei, poate o judecată ne la locul ei, poate o bârfă ne la locul ei, poate o exagerare ne la locul ei, poate este vorba de o atitudine a inimii, de o neiertare, de o nemulțumire, de o invidie. Sunt lucruri la care, dragii mei, noi trebuie să le spunem nu Apoi Scriptura ne spune că sunt lucruri la care noi trebuie să le spunem da. Și poate au lipsit, versetul 2 spune, ce își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cogete la legea lui. Sunt lucruri la care trebuie să le spunem da. Adică ce? Poate a lipsit citirea Scripturii și trebuie să mă apuc să citesc, poate a lipsit o viață de rugăciune și trebuie să mă apuc să duc o viață de rugăciune. Poate a lipsit mărturia personală și trebuie ca să iau mărturia personală înapoi. Sunt lucruri care trebuie să le spun da. Poate trebuie să iert pe cineva, poate trebuie să ajut pe cineva, poate trebuie să binecuvintez pe cineva, poate azi trebuie să dăruiești un zâmbe, două, trei, cinci cuiva. Sunt lucruri la care trebuie să le spunem da. Și omul care trăiește în sfințenie știe care sunt lucrurile care, la care trebuie să spună nu, Știe care sunt lucrurile la care trebuie să le spună da? Și apoi, dragii mei, el știe că sunt lucruri care trebuie să le faci la timp. Spune, el este ca un pom sădit la marginea unei ape care își dă rodul la vremea lui. Cine ați mâncat? V-ați dus în livadă și ați mâncat cireș în ianuarie. La frigider, da? Sau la Fidesco, sau mai știu ce magazine sunt. Nu poți. Cuvântul Scripturii spune că sunt lucruri pe care trebuie să le faci la timp. Țineți minte, slujirea de azi, n-ai să o poți face nici ieri, nici mâine. Slujirea de azi poți să o faci azi. Binele pe care poți să-l faci azi, nu poți să-l faci nici ieri, nici mâine. Binele pe care poți să-l faci azi, îl poți face doar azi. Omul care trăiește în sfințenie știe să facă lucrurile la vremea lor, la vremea potrivită, în momentul în care trebuie să le facă. Apoi, omul care trăiește în sfințenie știe că lucrurile începute trebuie terminate. Spune tot ce începe duce la bun sfârșit. Să știți că nu toate lucrurile pe care noi le terminăm sunt neapărat un bun sfârșit. Sunt neapărat bune. Atunci când sfârșitul lucrării mele, slujirii mele, vieții mele și așa mai departe nu o aduc o binecuvântare, un bun sfârșit, înseamnă că ceva este rău. Nu știu care este lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat și poate ai renunțat la ea dar să știi că Dumnezeu vrea un bun sfârșit. Și vă dau exemplu pe Pavel. Omul acesta a ajuns la bun sfârșit și a spus, mi-am sfârșit alergarea. De acum așteaptă cu una neveștijită a Știți când a spus? Cu câteva zile înainte să-i taie capul. Când era în închisoare, că nu mai putea face nimic. Nu sunteți nimeni din voi aici nici să vă taie capul, nici la închisoare, nici pe patul de moarte. Văd că sunteți veseli, sănătoși, fericiți, bucuroși că sunteți în casa lui Dumnezeu. Amin? Gândește-te la lucrurile care Dumnezeu ți le-a pus pe inimă și nu le-ai dus la bun sfârșit. A trăi o viață de sfințenie înseamnă să iei lucrul acela neterminat de acolo de unde l-ai lăsat și să-l continui, să-l duci la bun sfârșit. De unde se aprinde focul, dragii mei? Din hotărâri împlinite. Vă rog, țineți minte, din hotărâri împlinite. Prima, de unde? Din promisiunile lui Dumnezeu. A doua, de unde? Din hotărâri pe care dumneatale ei și le și împlinești. Și trăiești după ele. Este important lucrul acesta. Pentru că secretul mare este, secretul credinței este că eu voi crede Scriptura doar atât cât împlinesc, nu cât cunosc. Poți să cunoști Scriptura din scoarță în scoarță, din copertă în copertă. Poți să le știi pe de rost. Poți să îmi spui 150 de versete în 15 minute. Dar dacă din aceste 150 de versete nu împlinești nici măcar unul, cuvântul care tu l-ai cunoscut în ziua aceea, spune Scriptura, vor fi mărturie împotriva mea sau a ta și ne va osândi. A crede cuvântul lui Dumnezeu înseamnă a-l împlini, a trăi după el, nu a-l cunoaște, nu al fluiera, nu al pune în cântări sau în poezii, nu al desena, ce înseamnă al împlini. Amin? De unde se aprinde focul acesta? Din hotărâri pe care eu și Dumnezeu în această dimineață trebuie să le luăm și să ne hotărăm să le și împlinim. Uneori este greu, Uneori încercarea e mare, uneori e ispita lungă, uneori e întunericul, descurajarea, dezamăgirea, uneori vine diavolul cu îndoială și ne spune, oare crezi că Dumnezeu chiar așa a spus, oare crezi că Dumnezeu chiar așa vrea să facă cu tine, oare crezi că Dumnezeu te binecuvintează, oare crezi că Dumnezeu te ascultă, dragii mei, în viața aceasta de credință pe acest pământ am certitudinea, siguranța, convingerea că nu există rugăciune neascultată. Nu există așa ceva. Uneori nu ne place răspunsul, uneori Dumnezeu amână, uneori Dumnezeu are ceva mai bun pentru noi, dar nu există rugăciune fără răspuns, mărit să fie El. De ce? Pentru că credem promisiunile Lui Dumnezeu. În al treilea rând, dragii mei, de unde se aprinde focul acesta? Focul Duhului Sfânt se aprinde din stăruință în rugăciune din stăruință în rugăciune. În Luca, capitolul 18, versetul 1, începe Domnul Hristos cu o pildă și începe așa versetul. Și le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage cum? Necurmat și să nu se lase. Mi-aduc aminte de unul din marii evangeliști care într-o zi avea așa de multe probleme. În general se ruga câte o oră pe zi. Și avea așa de multe probleme și a spus, pentru că azi am așa multe probleme, am să mă rog șase ore. Și ce se întâmplă cu noi? De multe ori în viața aceasta, iureșul vieții, în stresul vieții, în loc să stăm mai aproape de Dumnezeu și să stăm de vorbă cu Cel care poate rezolva orice problemă, noi ne stresăm și ne apucăm noi, ba batem la ușa doctorului, ba la primar, ba la polician, ba la polițist, ba nu știu unde. Nu, nu uita că toate lucrurile Dumnezeu le ține în mâna lui. Dumnezeu le ține în mâna lui. Uneori problemele ni le facem noi cu mâna noastră și punem întrebarea, Doamne, dar de ce? Dar să știți că Dumnezeu ține în control toate lucrurile stăruința în rugăciune va aprinde focul acesta. Dacă vă uitați, dragii mei, în versetul 13 pe care l-am citit în fapte 1 cu 13, îi spune despre ucenicii Domnului Hristos, spune că ei stăruiau, stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri. Stăruința în rugăciune, dragii mei, va prinde focul. Există acum o tendință, nu știu la dumneavoastră, dar la noi în vest, există această tendință a profesionalismului. Să ai predicatori profesioniști, cântăreți profesioniști, administratori profesioniști, totul este așa, la un nivel înalt. Știți ce lipsește? Focul. <laughs> Înțelegeți, dacă poți să ai mașina cea mai extraordinară, dar dacă n-ai bujiile alea care să aprindă focul, și să ardă benzina, degeaba o ai. Poate să aibă tot, orice în ea, orice fel de opțiune, dar dacă n-ai bujia aia să aprindă focul în motor și să o pornească și să o miște, o ții ca bibelou, ai da bani degeaba pe Este exact același lucru cu Biserica lui Dumnezeu. Putem avea programe, putem avea viziune, putem avea sisteme, putem să fim organizați așa ca la armată, putem face orice. Dar dacă nu este focul care să dea foc la benzină, degeaba. Din ce se aprinde flacăra, focul? De unde se aprinde focul Duhului Sfânt? Din stăruință, în rugăciune. Uitați-vă în alt capitol, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Exact același lucru se spune despre Biserica primară. Erau într-o criză, erau într-o nevoie. Și spune că ei stăruiau unde? În învățătura apostolilor, în legătura, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în ce? În rugăciune, ei stăruiau. Apoi se vorbește despre prigoana, despre prima pediapsă pe care au primit-o Petru și Ioan, au fost în închisoare, au fost bătuți, s-au dus la săi. Și este interesant că primul lucru care l-a făcut Petru și Ioan și împreună cu săi, n-a fost să meargă la un avocat, la un juri, să spună ce spune legea despre nedreptatea care ni s-a făcut? Ce spune că s-au pus toți împreună, s-au rugat, locul unde s-au rugat ei s au umplut de Duhul Sfânt, s-a cutremurat locul acela și tot ce au început să predice Cuvântul Domnului cu îndrăzneală mărit să fie El. De unde s-a aprinde focul? Din stăruința. În rugăciune. Și, dragii mei, adevărata rugăciune pe care noi o trăim nu este cea de la biserică. Țineți minte, cea de la biserică nu este altceva decât rugăciunea pe care o aducem de acasă. Și cum este intensitatea rugăciunii la biserică, vorbește mult despre intensitatea rugăciunii pe care o am eu acasă. Despre modul în care mă rog. Despre părtășia mea personală. Despre felul în care mă închin lui Dumnezeu. Îl caut pe Dumnezeu îl iubesc pe Dumnezeu. Câte dintre dumneavoastră sunteți mame aici? Ridicați mâna. Și cât de mult vă place să stați de vorbă cu copiii dumneavoastră? Vă place să stați de, de, vorbă? Și mai ales dacă îți plecați prin Franța și Spania și noi vedeți de 3, 4, 7, 20 de ani, cum, cum simte inima? Exact același lucru, dragii mei, se întâmplă cu Dumnezeu. Într-o relație de dragoste, fie că e vorba de sos și soție, fie că e vorba părinte-copil, fie că e vorba de Dumnezeu și mântuit, trebuie să existe comunicare. Comunicarea aceasta se face prin rugăciune cu Dumnezeu. Lăudat să fie în numele Lui. De unde se aprinde focul acesta? dintr-o stăruință în rugăciune, dintr-o stăruință pe care o aduce înaintea Domnului. Când vorbește despre pilda judecătorului nedrept, Domnul Hristos concluzionează acolo cu o întrebare și spune dar când va veni Fiul omului pe pământ, găsiva el ce? Credință? Dar dacă vă uitați acolo mai sus în pildă, vorbește despre femeia aceasta care mergea și îl bătea la cap pe judecător să-i facă ce? Dreptate. Este ilustrația care ne arată nouă că femeia aceasta, și la vremea potrivită și nepotrivită, stătea înaintea judecătorului și cerea un singur lucru, să-i se facă dreptate. Și până la urmă, ce spune judecătorul? De Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinez, dar îi fac dreptate acestei femei să nu tot vină și să-mi bată capul. Ce face stăruința în rugăciune, dragii mei, aduce rezolvarea problemei. Știți care este secretul unei rugăciuni ascultate? Este să te roci până primești. Este să te roci până primești răspunsul. Am avut un caz foarte interesant la noi în biserică. A fost o tânără care s-a depărtat de Dumnezeu, a intrat în lucruri care erau nepotrivite. Și am început să ne rugăm pentru ea, am început să ne rugăm pentru ea. Și ne-am rugat un an, și ne-am rugat doi, și ne-am rugat trei în fiecare duminică împreună cu biserica. Unii au spus, pentru ce să ne mai rugăm? Că nu se rezolvă, nu merge, nu iese nimic. Dar ne-am continuat să ne rugăm, pentru că secretul rugăciunii ascultate este să te rogi până primești ce? Răspunsul. Și Dumnezeu a lucrat în așa fel, a dus-o într-o situație foarte critică, a ajuns să fie în comă din aceea care nu te mai trezești niciodată atunci când i s-a făcut analizele s-a spus că are creierul total stricat mediuit, nu știu cum să spun da? deci a fost stricat din pricina că i-a lipsit aerul și creierul că nu are aer începe să ardă medicii au spus că nu mai are nicio șansă să trăiască ori rămâne pe aparate și trăiește ca o plantă, ca o legumă toată viața, ori dacă o scode pe aparate va muri Biserica a să se roage, să postească. Doctorii i-au dat trei zile părinților să decidă ce fac cu ea. Și Dumnezeu a făcut minunea, după trei zile a deschis ochii, a început a mișca mâinile, picioarele, după o săptămână a început mânca și acum este vie, sănătoasă, merge pe picioarele ei și este în biserică slăvit să fie Domnul. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă am fi renunțat să ne rugăm. M-a avut un băiețel de opt ani de zile bolnav de leucemie. La fel, am continuat să ne rugăm, am continuat să rugăm. Acum nu știu, cred că știți ce înseamnă leucemie. Dar Dumnezeu și-a făcut lucrarea și este viu și este sănătos și este liberat de leucemie. Slăvit să fie Domnul. Este important să te rogi până primești răspunsul. Am avut și altfel de caz. Era o soră pe care eu îl consideram generalul meu, generalul omului de rugăciune. Era o femeie care se ruga foarte mult. S-a îmbolnăvit de cancer. Ne-am rugat împreună. Și am spus așa, sora Maria, Dumnezeu niciodată nu lasă rugăciuni fără răspuns. Roagă-te și Dumnezeu personal îți va descoperi care este planul lui pentru dumneata. S-a rugat, m-am rugat și eu pentru ea. Și într-o seară când m-am dus la ea în vizită, îmi spune, Domnul mi-a vorbit. Și mi-a spus ce are de gând să facă cu mine. Vrea să mă ia acasă. A fost un moment extraordinar când în ultima zi s-a rugat pentru copii, s-a rugat pentru nepoți, s-a rugat pentru mine. Și m-a binecuvântat, s-a întors cu fața la perete și s-a dus la Doamna. Uneori nu ne plac astfel de răspunsuri, dar Dumnezeu știe ce este mai bine pentru noi. Amin? Dumnezeu știe ce este mai bine pentru noi. Țineți minte, nu există rugăciune fără răspuns. De unde se aprinde flacăra Duhului? Din stăruință în rugăciune. Și în al patrulea rând, de unde se aprinde flacăra Duhului Sfânt? Este din harul lui Dumnezeu. Ce înseamnă har? Înseamnă un dar nemeritat. Dar, țineți minte, darul nemeritat nu vine pur și simplu. Harul lui Dumnezeu nu se revarsă pur și simplu. Câți dintre voi ați mers pe stradă și dintr-o dată s-a oprit un om în fața dumneavoastră și a scos un cec, a scris acolo 5.000 de lei și ți l-a dat așa, tamnesam, spunem noi. Cine a venit la ușă la dumneata de Christmas și să-ți aducă un cadou valoros și să spună, uite, am venit la tine să-ți dau un cadou. Poftim, iar. Nimeni în lumea aceasta nu-ți dă cadouri, mai ales dacă îți de preț, fără să te cunoască. Cadourile, dragii mei, în sumă o serie de condiții. Este vorba de un context, este vorba de o relație, este vorba de un scop. Și la polițist când treci viteza limită și dai cadoul, dai cu un scop, nu o să țierte punctele. Când părinții dau copiilor cadouri, cadoul acela se bazează pe o relație. Da, copilul poate nu-l merită, a fost neascultător, a luat poate o notă slabă, n-a trecut un test, a spart un geam, i-a furat 5 lei la mămica din poșetă, nu știu ce a făcut, poate că merita să fie pedepsit, dar părintele îi dă un cadou de Crăciun. De ce? Pentru că nu este bazat pe un merit, este bazat pe o relație. Exact așa, dragii mei, Dumnezeu ne dă lucruri de valoare nu pentru că le merităm noi, ci pentru că se bazează pe o relație dintre un tătic ceresc și un copil năzbătăios de multe ori care trăiește pe acest pământ. Dar Dumnezeu dă acest cadou bazat pe relația Lui cu noi. Ei, ca să se aprindă flacăra Duhului Sfânt în viața ta, ca să ți se dea darul acesta, care e nemeritat, e un har, e o onoare pe care Dumnezeu mi-o dă mie și ți-o dă dumneata, se bazează pe o serie de condiții, pe un context. Nu poți să primești Duhul Sfânt dacă te duci la casino, nu poți să primești Duhul Sfânt dacă ești pe un stadion de fotbal, nu poți să primești Duhul Sfânt dacă te duci la o discotecă, nu poți să, te să primești Duhul Sfânt dacă în loc să fii la biserică ești la pescuit, Există un context, există o relație, există un scop. Dumnezeu n-a să-ți dea niciodată Duhul Sfânt dacă în mintea ta nu înțelegi care este scopul pentru care ți se dă Duhul Sfânt. Pentru ce? Să te lauzi? Pentru ce? Să vorbești un pic mai mult și în alte limbi? Pentru ce? Trebuie să înțelegi scopul acesta. De ce am nevoie? Pentru ce îmi trebuie mie puterea Duhului Sfânt? Pentru că, dragii mei, experiența transformării de, spe, de pe munte implică coborârea jos, în vale, în mulțime, între cei care au nevoie, între cei care sunt în suferință, în descurajare atunci când eu am primit ceva, atunci când eu mi-am găsit salvarea, trebuie să iau colacul salvării și să-l alung și la celălalt care se neacă și nu știa nota. Experiența transformării de pe munte, dragii mei, implică coborârea de pe munte, nu înălțarea sus până în lună. Implică să te cobori jos la cei care sunt în mulțime, la cei care au nevoie de salvare. Experiența rusalilor, dragii mei, Implică slujba de martor. Ce înseamnă martor? De multe ori noi credem că evangelizarea trebuie făcută de oameni cu școală, de oameni cu experiență, de oameni cu multe daruri. Nu. Înseamnă să fii martor. Ce înseamnă să fii martor? Înseamnă să fii văzut și simțit ceva și să, să, să le spui altora. Domnul m-a iertat. Domnul m-a salvat. Domnul mi-a schimbat viața. Poți să o ai și tu. Simplu. Nu trebuie să spui mai multe. De multe ori noi încercăm să le spunem așa de multe oamenilor. Încercăm să îi convingem noi, crezând că parcă noi suntem cei care am pus coadă la cireșe și vrem și avem rolul și responsabilitatea mântuirii. Fals. Cel care mântuiește este Dumnezeu. Responsabilitatea mea este să-i spun lui, hei, Dumnezeu există, te iubește și îți vrea mântuirea. Ce face Dumnezeu cuvintele mele în viața lui? este treaba lui. De multe ori noi îi spunem la 1, la doi, la trei și ne descurajăm pentru că vedem că nu iau atitudine, nu iau o hotărâre. Ne descurajăm pentru că vedem că nu vin la biserică. L-am invitat pe ăla de 15 ori la biserică și nu vine. Îți descurajat, nu mai spun la nimeni. Dar nu-i treaba ta asta. Treaba ta este să spui. Treaba lui Dumnezeu e să lucreze. Amin? Dumnezeu face să crească, spune Pavel. Unul seamănă, altul udă, dar Dumnezeu face să crească. Experiența rusalilor implică slujba de martor, să fie lumină. Știți că cea mai eficientă evanghelie este a cincea evanghelie. Nu este nici Ioan, nu este nici Marcu, nici Matei, nici Luca. Este evanghelia după Marian, este evanghelia după Alexandru, este evanghelia după Ștefan. Oamenii când vor citi Evanghelia din viața mea să știți că și surdul o aude și orbul o vede și bolnavul o simte oricine. Evanghelia asta are putere. Cuvântul lui Dumnezeu spune că eu sunt ce? Lumina lumii și sarea pământului. Eu sunt mireasma aceea cerească pe care parfumul acela nu Cristian Dior, dragii mei, nu Chanel 5, nu astea trebuie să le miroase oamenii din jurul nostru, nici a transpirație. Dar trebuie să miroasă Evanghelia împlinită în viața noastră. Și atunci când vor citi Evanghelia după Ioan, spune, măi, dar eu am văzut la el. Se spune că odată o asistentă tot avea grijă de un ateu și ateul acela tot o să căia cu întrebări din astea ne la locul lor. Și într-o bună zi ateul era nervos și se uită la asistentă și spune, bun, mai bătut la cap cu Isus al tău, cu Evanghelia ta, cum arată Isus? Și ea, cu tot respectul, a spus, ca mine. Câți dintre noi putem să spunem, Isus arată ca mine, trăiește ca mine, vorbește ca mine, cântă ca mine, se roagă ca mine, se îmbracă ca mine. Calcați pe urmele mele, spunea Pavel, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Experiența rusalilor înseamnă să fii martor. Experiența eliberării din închisoare înseamnă mărturie. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice faptură. Ce înseamnă Evanghelie? Înseamnă viață, înseamnă mărturie, înseamnă un cuvânt, înseamnă o binefacere. Să știți că binele, cel mai mare bine pe care poți să-l faci cuiva este să-l faci la timp. Atâta tot. N-ați vrea în această dimineață să lăsăm inimile noastre să fie aprinse? de dorul acestui foc. De dor după cer. Nu v-ați săturat de lumea aceasta plină de nedreptate, de lipsă, de dispreț, de sărăcie, de boală, de suferință. Vină, Doamne Iisuse, Amen. Dar până atunci, noi trebuie să ardă focul acesta. Și când o să ardă focul acesta, vor fi oameni reci și înfrigurați care vor veni să se încălzească la focul nostru. În această dimineață aș vrea să te gândești vrei cu adevărat să se aprindă focul în inima ta? Vrei cu adevărat să lași pe el să aprindă focul în sufletul tău? De unde se aprinde din promisiuni? De unde se aprinde din hotărâri sfinte? De unde se aprinde din stăruință în rugăciune, de unde se aprinde din harul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu poate și în această dimineață să-l ție și mie?